Un biciclist a fost acroșat de un autoturism joi, 2 martie, pe strada Bogdan Vodă din Rădăuți. Acesta a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți. Joi dimineață, în jurul orei 10, în timp ce conducea autoutilitară pe strada 22 decembrie din municipiul Rădăuți, la intersecția în sens giratoriu cu strada Bogdan Vodă, un localnic de 20 de ani a accidentat un biciclist care se deplasa regulamentar pe drumul cu prioritate. Din evenimentul rutier a rezultat rănirea biciclistului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii participanți la trafic au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care la spital conducătorului auto i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În data de 2 martie 2023, detașamentul de pompieri Rădăuți a fost anunțat prin 112 despre un accident produs în municipiul Rădăuți pe strada Bogdan Vodă. La locul intervenției s-a deplasat echipajul de descarcerare. Ajuns acolo s-a constatat că un biciclist a fost acroșat de către un autoturism. A rezultat o persoană care a suferit leziuni, fiind preluată de către echipajul SMURD și transportată la spital.